Salut! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Ruluta cu povești. Vă plac poveștile cu lupi? Mie da. Am mai multe cărți cu povești. Aici, la îndemână, am doar 3. Dar, uite, lupul cel mare și lupul cel mic. O prea frumoasă portocală. Lupușorul cel bun. Cartea asta în limba engleză, What's the Time, Mr. Wolf. Dar printre preferatele mele este și povestea Capra cu trăieți și povestea Cei trei porceluși. O poveste super, super faină. Trei porceluși. Astăzi am să spun câteva lucruri despre această carte, Lupușorul cel bun. O poveste foarte, foarte drăguță, scrisă și ilustrată de Nadia Shiren, o carte care a apărut la editura Pandora în anul 2016. În general, lupul este personaj negativ în povești și haideți să vedem dacă și în povestea asta lucrurile stau exact la fel. Lupușorul cel bun. De la bun început îmi place cartea asta. Se deschide cartea cu următoarea ilustrație. V-ați așezat confortabil cu toții? Putem să începem? Îmi plac cărțile în care găsim personaje din alte povești, în care personajele citesc cărți sau merg la bibliotecă. Aici găsim personaje din alte povești, Scufița Roșie și Cei trei porceluși. Vedeți că unul este bebeluș, are o suzetă. Ok, voi v-ați așezat cu toții confortabil? Să începem. A fost odată ca niciodată un lup pe care îl chema Rolf. Rolf și doamna Boggins erau cei mai buni prieteni. Ia, vedeți pe Rolf și pe doamna Boggins. Tu chiar ești un lupușor bun, i-a spus doamna Boggins. Lui Rolf îi plăcea să fie un lupușor bun și o ajuta pe doamna Boggins cu ținutul lănii, când își pregătea ațele pentru tricotat. Lui Rolf îi plăcea să facă prăjituri delicioase, mânca toate legumele din farfurie și întotdeauna se purta frumos cu prietenii lui. Ia vedeți cum este înghețată porcușorului Rolf. Dar doamna Boggins i-a mai spus că nu toți lupii sunt buni, unii sunt răi de tot. Și Rolf spera să nu se întâlnească niciodată cu un lup rău. Un lup mare și rău. Atunci când se plimba el prin pădurea întunecată. Dar odată, într-o zi, pe când se plimba prin pădure, cu cine credeți că a dat bot în bot? Ia să vă aud. Cu un lup mare și negru, care avea o blană neagră, neagră și niște dinți foarte ascuțiți. Și lupul cel negru și mare l-a înhățat pe lupușorul cel bun în gheara lui și a zis: ia te uită, ce avem noi aici? A spus lupul cel mare și rău. Arăți ca un lup. L-a pipăit și a zis: ai blană de lup. L-a prins de codiță, ia vedeți. L-a mirosit și a zis: miroși ca un lup. Asta pentru că sunt un lup, a spus Rolf cu vocea lui subțirică. Sunt un lupușor foarte bun. Bun? S-a mirat lupul cel mare și rău. Lupii nu sunt buni. Lupii sunt mari și răi. Lupii adevărați urlă la lună, a strigat lupul cel mare și rău. Lupii adevărați suflă peste case și le spulberă. Lupii adevărați mănâncă oameni. Dar eu, a spus Rolf, eu sunt un lup adevărat și sunt sigur că pot să fac toate acestea. Așa că Rolf a încercat să urle la lună. A tras aer în piept și a țuguia bodul și a tras un șuierat simpatic. Tot ce a reușit să facă a fost apoi s-a dus în vizită la porcușor și a spus: îmi dai voie să suflu peste casa ta? Da, poți să încerci, i-a spus porcușorul. Așa că Rolf a tras aer în piept și a suflat. Și iar a suflat. Dar degeaba, casa nu s-a clintit deloc.
Îmi pare rău, Rolf, a spus porcușorul. Și Rolf s-a dus mai departe la lupul cel mare și negru și rău și a spus: ai dreptate. Nu sunt suficient de rău ca să fiu un lup adevărat. Dar lupul cel mare și rău i-a spus: mai este un singur lucru pe care poți să-l faci ca să dovedești că ești un lup pe cinste, a spus lupul cel mare și rău. Și a amânat tacâmurile, un cuțit și o furculiță, și colabă o ținea pe doamna Boggins. Când a auzit lupul cel bun ce i-a propus lupul cel mare și rău, a simțit ceva foarte, foarte ciudat. Simțea crescând în el un sentiment sălbatic. Ia vedeți de cum era de la început, cum a început să crească în el sentimentul acela sălbatic pe care nu-l mai trăise până atunci. Și lupul din el a răbufnit și ia vedeți ce furios a fost lupușorul cel bun. Și ce credeți că a făcut? L-a atacat pe lupul cel mare și rău. L-a înfășurat cu sfoară și l-a imobilizat. Nu s-a mai putut mișca. Rolf nu se mai simțise niciodată mai mare lup decât fusese atunci. Și atunci a tras un chiot. Au! Vezi? Eu sunt un lup adevărat. Doar că eu sunt un lup bun, a spus Rolf. Lupul cel mare și rău s-a scârpinat el așa și s-a uitat la lupușorul cel bun. Și lupușorul cel bun l-a invitat la masă pe lupul cel mare și rău, pentru că doamna Boggins a zis: pentru asta merită să sărbătorim. Și s-au așezat cu toții la masă, au băut ceai și au mâncat tort. Lupule mare și rău, de acum înainte vei mai mânca oameni? L-a întrebat Rolf. O, nu cred, a răspuns lupul cel mare și rău. Începând de mâine, n-am să mai mănânc oameni. Sfârșit! Aceasta a fost povestea lupușorul cel bun. Vedeți, lupușorul cel bun, lupușorul cel mare și rău citește povestea lupușorul cel bun și spune povestea lupușorul cel bun personajul de la începutul cărții. Pornind de la această poveste, puteți să discutați despre stereotipuri, despre prietenie, despre furie, puteți să confecționați un lup sau să desenați un lup și să îl colorați pe lupul cel bun sau pe lupul cel rău. Și puteți să confecționați din plastelină sau din alte materiale reciclabile lups, puteți să discutați despre pădure și animale sălbatice. Totodată vă puteți juca schimbând finalul poveștii. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut astăzi, nu uitați să vă abonați aici jos, să dați like și cât de curând voi reveni cu o nouă poveste.